Începem acum cu o informație de ultimă oră în direct la Antena 3 CNN. Al doilea bărbat dispărut în râul Mureș a fost găsit în urmă cu mai puțin de o oră. Din primele informații se pare că ar fi vorba de tatăl celor doi copii și ei decedați după ce barca supraîncărcată condusă de un bărbat băut s-a răsturnat. Și discutăm cu Letiția Stoian, primarul comunei Semlac, despre acest subiect care este în acest moment în direct cu noi. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce informații aveți? Deci, informația mea este că a fost găsit al doilea bărbat, al doilea adult, Andrei, tata copiilor, care și-a pierdut viața în tragicul accident de duminică seara. L-am găsit pe partea Igrișului, pe zona Timișului. A fost aruncat de către apele învulburate pe o insuliță de nisip. Știți dacă ar fi vorba despre tatăl celor doi copii? Da, 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 pentru că l-am identificat, este îmbrăcat în hainele cu care a perit duminică seara în Mureș. Vă mulțumim tare mult. Mergem acum și la domnul George Pleșca de la ISU Arad, în direct în acest moment alături de noi. Bună ziua, spuneți-ne bună ziua, ce alte informații aveți? Da, cadavrul unui bărbat a fost observat de echipele de căutare terestre care periau malurile râului Mureș. Cum zicea și doamna primar, undeva în zona localității Igriș, aproximativ 8-9 km de locul unde s-ar fi răsturnat barca. Cadavrul a fost adus la mal de către echipele de căutare de pe râul Mureș, echipele mixte a județului Arad și Timiș, a inspectoratelor pentru stații de urgență Arad și Timiș. Rămânem în continuare ca poliția să-i facă identificarea și să fie preluat de către colegii de la poliție și de la medicină legală. Noi doar, barcagii, doar aducând cadavrul cât mai aproape de mal, într-adevăr scos pe partea județului Timiș, în zona localității Igriș. Ce pot confirma este că este vorba despre un bărbat. Acum, dacă făcea parte din grupul celor căzuți din barcă, asta rămâne să identifice poliția cadavrul. Noi pe râul Mureș vara găsim destul de multe trupuri neînsuflețite și nu vreau să mă hazardez să spun că făcea parte din acel grup. Dar, cum v-am spus, a fost observat de echipele de căutare terestră, echipe mixte formate din subofițeri și soldați al celor două inspectorate Arad și Timiș și de către din servicii voluntare din localitățile din județul Arad și Timiș. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Vă reamintim că această tragedie s-a produs duminică seara, săptămâna trecută, după ce o barcă încărcată cu 12 persoane s-a răsturnat în râul Mureș. Vom urmări acest subiect și bineînțeles că vom reveni de îndată ce vom avea informații suplimentare. Mergem.